Credincioșii din toată țara vin la Biserica Sfântul Gheorghe din capitală cu ocazia pelerinajului de Sfântul Nicolae. Alături de racla cu mâna Sfântului este expus și brâul Maicii Domnului adus tocmai din Grecia. Denisa Dicu este acolo și ni se alătură cu informații suplimentare. Denisa, bun găsit! Iată, sute de oameni sunt în acest moment la acest pelerinaj, deși vremea este extrem de capricioasă. Într-adevăr, Maria, sunt sute de credincioși care formează o coadă aici la Biserica Sfântul Gheorghe Nouă din București pentru a se închina la racla cu mâna dreaptă a Sfântului Nicolae, dar și la brâul Maicii Domnului care a fost adus tocmai din Grecia. El a fost adus pentru prima dată aici la Biserica Sfântul Gheorghe Nouă din București și tocmai de aceea și numărul mare de credincioși care au auzit de acest lucru și au venit aici pentru a se închina. Brâul Maicii Domnului a fost depus aici, cum spuneam, în jurul orei 9 de o delegație specială de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia. Sunt așteptați astfel și în zilele următoare sute de credincioși din toată țara, dar și din capitală. Cinstitul brâu al Maicii Domnului și mâna dreaptă a Sfântului Nicolae se vor afla aici la Biserica Sfântul Gheorghe Nou până miercuri 7 decembrie, până la orele 22, până când cel puțin în cazul brâului Maicii Domnului va fi dus înapoi în Grecia. Potrivit tradiției bisericii ortodoxe, cinstitul brâu al Maicii Domnului a fost țesut din fire de cămilă de însăși Fecioara Maria. Tocmai de aceea reprezintă și unul dintre cele mai importante simboluri al bisericii ortodoxe române. Tot aici credincioșii, după cum spuneam, se mai pot închina și la racla cu mâna dreaptă a Sfântului Nicolae, care este așezată în biserică chiar lângă brâul Maicii Domnului, care se află la noi în țară de aproape 4 secole. Așadar, iată că credincioșii astăzi au toate motivele pentru a veni astăzi la Biserica Sfântul Gheorghe Nouă din București și, după cum puteți vedea, așa au și făcut, pentru că coada se întinde de la intrarea în curtea lăcașului sfânt până la intrarea în biserică.